Dispariția soțului tău, dar trebuie să recunoști tu, Michi, că nu mai ești. Nu faci niciun efort în direcția bună. Ultima vreme nu mai erai Michi, cea pe care o știam. Dar care era? Ne-ai arătat același interes ca altă dată, nu? Nu participai. Și că banca noastră se bazează pe interesul oamenilor ei. Succesul ei depinde de gradul lor de implicare. Dar firește că lucrai! Nu însă ca pe vremuri, trebuie să recunoști. Recunoști? Sigur, dacă ar fi depins de mine, n-aș fi luat niciodată o asemenea hotărâre. Nu! Pentru Dumnezeu! Însă nu eu sunt cel care ia hotărâri. Dar nimeni nu poate aștepta, Nichi, îmi pare rău, dar ăsta e adevărul, sunt vremuri grele. Concurența stă la pândă, ne așteaptă la cotitură, așteaptă exact clipa asta, clipa în care vom întârzia. Hai să stăm un pic de timp ție, mâine îi dăm altcuiva. Îți dai seama că nu ne permitem luxul ăsta. Noi trebuie să privim înainte, înainte și... Sigur, banca o să te... Banca o să te despăgubească! Nu știu dacă asta poate să te facă să te simți mai bine. Dar trebuie să spun, Nichi, că ai fost una dintre cele mai bune funcționare ale mele. Cinstea ta, devotamentul tău, entuziasmul pe care l-ai arătat în toți acești ani au fost și vor continua să fie un strălucit exemplu pentru noi toți. Nichi! Dacă vreodată vei avea nevoie pentru indiferent ce motiv de ajutorul meu, să știi că vin lângă tine. Acum trebuie să te duci acasă, Nichi, și să te odihnești, pentru că și eu mă duc acasă la mine.